Salutare, prieteni! Bine ați venit la lecția cu numărul 13 din acest curs. Din nou, dacă vă plac aceste lecții, aștept să dați un like, subscribe sau un share, ce vreți dumneavoastră, m-ar ajuta foarte mult. Și vă mulțumesc anticipat. Să începem și lecția cu numărul 13. Începem cu prepozițiile de loc, pentru că consider eu că sunt foarte importante. Ne indică locul unde sunt amplasate anumite obiecte, oameni sau lucruri. De exemplu, la, în, pe, lângă, deasupra și așa mai departe. Acestea sunt prepozițiile de loc în limba română ca să vă dați seama despre ce este vorba. In, în, în limba engleză in, se folosește în general cu numele de orașe, țări, state, continente și așa mai departe. De exemplu, el locuiește în Cluj. He lives in Cluj. He lives in Cluj sau în Paris în București in Paris in Bucharest ei sunt în Australia they are in Australia they are in Australia în mașină in the car în avion in the airplane în tren in the train Ok, atunci folosim in, în. Să vedem la, at. Se folosește pentru acțiuni statice. De exemplu, el este la ușă. He is at the door. He is at the door. Sau, ei sunt la masă. They are at the table. They are at the table pentru a desemna ora, după cum am făcut în lecția anterioară când am făcut prepozițiile de timp. Eu plec la ora 5. I am leaving at 5. I am leaving at 5. La 5. Să vedem pe sau la. On. On. Se folosește pentru etaje, TV, radio, internet, autobuz, avion, tren. Pe masă. On the table. La primul etaj, on the first floor. La radio, on the radio. De obicei, când scriu așa de mult, puteți să puneți pe pauză și să vă notați aceste exemple dacă doriți. Under, sub, under. Câinele este sub pat. The dog is under the bed. Jucăria este sub covor. The toy is under the rug. Floaia este sub carte. The paper is under the book. Which under, sub. Behind, după. Cartea este după pat. The book is behind the bed. El este după tine, adică în spatele tău. He is behind you. He is behind you. În fața in front of in front of Tu ești în fața mea. You are in front of me. You are in front of me. Mașina este în fața casei. The car is in front of the house. The car is in front of the house. Above, deasupra. Above. Când vrem să spunem că un lucru este mai sus decât altul, nu neapărat peste alt obiect, da? Podul este deasupra etajului 2. The attic is above the second floor. The attic is above the second floor. Și aici ce ne referim la podul casei, dar nu la podul peste râu. Below, sub below Când vrem să spunem că un lucru este mai jos decât altul, din nou nu neapărat sub alt obiect. Etajul 2 este sub etajul 3. The second floor is below the third floor. The second floor is below the third floor. Between între Between Scaunul este între masă și canapea. The chair is between the table and the couch. The chair is between the table and the couch. Asta este noi. This is between us. This is between us. Next to. Lângă. Baia este lângă bucătărie. The bathroom is next to the kitchen. The bathroom is next to the kitchen. Eu sunt lângă tine. I am next to you. I am next to you. Near. Aproape sau în apropiere. Near. Școala este aproape. The school is near. The school is near. Vara este aproape. The summer is near. Casa este aproape de tine. The house is near you. The house is near you. Around, în jurul. Around. Pisica alergă în jurul casei. The cat is running around the house. The cat is running around the house. Şi încă o dată aici putem să le vedem pe toate. In seamnă în. On pe. Under sub. Behind după. In front of în faţa. Above deasupra. Below sub. Between între. Next to lângă. Near Aproape și around, în jurul. O să le las aici 10 secunde ca să puteți să le notați pe toate. Vă rog, faceți acest lucru. Ok, trecem mai departe să vedem când folosim there is și there are. Acestea ne ajută să spunem că ceva anume există. Folosim there is pentru singular și folosim there are pentru plural. Să vedem cum. La afirmativ. There is a book on the table. There is a book on the table. Este o carte pe masă. There is somebody outside. There is somebody outside este cineva afară. There are some angry people. Sunt niște oameni furioși. There are some angry people. Adică există niște oameni furioși. There are many things in the world. There are many things in the world. Există multe lucruri în lume. La interrogativ vom începe cu Is there a book on the table? Is there a book on the table? Yes, spunem there is a book on the table, spunem is there facem inversiune, da? Is there somebody outside? Is there somebody outside? Este cineva afară? Și la plural, are there any angry people? Are there any angry people? Există oameni furioși? Spunem there are angry people. Spunem are there. Ci inversăm, da? Față de afirmativ. Are there many things in the world? Are there many things in the world? Există multe lucruri în lume? Să vedem la negativ. Vom spune there isn't și there is not. There isn't este prescurtare. Folosim asta, da? There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Nu este o carte pe masă. Nu, nu este. No, there isn't. There isn't. Okay. There aren't so there are not. Dar prescurtat spunem there aren't la plural la negativ. There aren't many things. There aren't many things. Nu sunt multe lucruri. Nu, nu sunt. No, there are not. Sau no, there aren't. Este același lucru. În limba engleză, substantivele pot fi numărabile și nenumărabile. Ce înseamnă acest lucru? Spre exemplu, substantivele numărabile. Un ou. One egg. Două ouă. Two eggs. Acesta este un substantiv numărabil. Le putem număra. Dar nenumărabile sunt zahărul, de exemplu. Sugar. Spunem două zahăruri, trei, da? Spunem o cantitate de zahăr. Vom vedea mai încolo. Majoritatea substantivelor nenumărabile din limba engleză sunt defective și în limba română. Că dacă în limba engleză nu se pot număra, nu se pot număra nici în limba română. Să începem cu substantivele numărabile. Au o formă de singular și plural, așa că le putem număra. De exemplu, o păpușă. One doll. Sau a doll. Două păpuși. Two dolls. Deci putem număra una, două. La fel și în limba română. O pisică. One cat. Două pisici. Two cats. Deci acestea sunt substantive numărabile la formă de singular și plural. Folosim articole precum a, an, some și dă. Un inel, a ring, a ring. Un elefant, an elephant. Câțiva copii, some children. Și profesorul, the teacher. Deci nu uitați, folosim articole precum a, an, some și dă, precum în exemplele pe care le-am făcut. Substantivele nenumărabile. Acestea au o singură formă și din această cauză nu se pot număra. Nu putem folosi articole precum a, an, to, three și așa mai departe. De exemplu, când spunem lapte sau milk, bread, pâine, cafea, coffee, gold, news, wood și așa mai departe. Acestea sunt substantive care nu se pot număra. Să începem cu primul. Pâine, bread cum spunem două pâine. În limba română putem spune dați-mi două pâini. Dar în limba engleză nu putem spune two breads. Sau a bread. Este incorrect. În limba engleză corect se spune a slice sau a piece of bread. O felie sau o bucată de pâine. Ține minte. Dar a slice of bread. A piece of bread. Sau two slices sau two pieces of bread. Două bucăți, două felii de pâine. Să vedem substantivul sfat, advice. Un sfat în advice este incorrect. Nu spunem așa ceva: dați-mi un sfat în limba română, e corect, dar în engleză nu. În limba engleză vom spune some advice. To give some advice. A da un sfat. To give some advice. Cafea, coffee. Ceai, tea. Nu spunem coffee, a tea. Este incorrect. În limba engleză corect se spune o ceașcă de cafea. A cup of coffee. Sau o ceașcă de ceai. A cup of tea. Sau două cești de ceai. Două cești de cafea. Two cups of coffee. Nu spunem two coffees. Este incorrect. Da? Țineți minte acest lucru, vă rog. Să trecem mai departe. Să vedem substantivul lapte. În limba engleză milk. Nu spunem un lapte, da? A milk este incorrect. Spunem o sticlă de lapte. A bottle of milk. A bottle of milk. Sau un pahar de lapte. A glass of milk. A glass of milk. Această formă de jos este incorrectă, da? La fel și cu zahărul și sarea. Sugar and salt. În limba engleză vom spune. A spoon of sugar, de exemplu. A spoon of sugar, o lingură de zahăr. Sau a spoon of salt, o lingură de sare. La fel și cu carnea și orezul. Meat and rice. Vom cuantifica, da? Vom spune a kilo of meat, un kilogram de carne. Sau a kilo of rice, un kilogram de orez. A cup of rice, o cană de orez. Și pentru substantivele numărabile avem cuantificatori, da? Pe care puteți să îi și notați, pentru că îi voi lăsa câteva secunde pe ecran și voi și citi. Avem many, mult, multă, mult sau mult, multe. Mult, mult. Many eggs. A few eggs. Puțin, puțin, puțin. Some, niște. Several, câtva, câțiva, câteva. Enough, suficient sau suficienți plenty of, destul, destui, a lot of, o grămadă de, sau all of the, tot, toată, toți. Și pentru substantivele nenumărabile avem cuantificatorii much, mult sau multă, multe, much sugar, da? Sau a little sugar, puțin zahăr. Some sugar, niște, niște zahăr. Some sugar, a bit of, un pic de a bit of sugar, un pic de zahăr. Enough. Enough sugar. Suficient zahăr. Suficient, suficiente. Plenty of. Destul, destul, destui. A lot of. O grămadă de. Și all of the. Tot, toată, tot sau toate. Încă o dată și acestea le puteți nota pentru ca să le puteți reține mai ușor. Cam atât a fost pentru astăzi. Mulțumesc pentru că mă urmăriți. Ne vedem la lecția cu numărul 14. Până data viitoare, spor la treabă. Salut!